Doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună în direct aici pe Apolonia TV și știți cum se spune, numai mâine, nu-i poimâine și are loc debutul celei de-a 11-a gale a festivalului Serile Filmului Românesc. De altfel, acesta este subiectul pe care îl vom dezbate împreună în această dimineață cu invitata mea, Corina Giurgia, PR la Festivalul Serile Filmului Românesc, care îi spun bună dimineața, Corina, și bine ai venit în platoul Apolonia TV. Mulțumesc tare mult pentru invitație și chiar mi-era dor, n-am mai fost pe aici de mult. Îți mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră în această dimineață și sper să te simți foarte bine alături de noi și de telespectatorii noștri. Corina, înainte de toate aș vrea să ne spui cum a luat nașterea acest festival, care este povestea din spatele lui? Păi acum 11 ani eram prin primăvară, așa, eram vreo 3 studenți nebuni, mai aveam și vreo 10 colegi pe lângă la fel de nebuni și urma să se întâmple Festudis. Festudis, cea mai mare, pe atunci era cea mai mare desfășurare a studenților în ceea ce ține de proiecte, de inițiative. Și noi, fiind în Asociația Studenților Jurnaliști, am zis, ce facem? Să facem ceva de impact, dar să facem ceva nou, dar să vină și publicul, dar să ne placă și nouă. Și atunci ne-am adunat și am zis ce ne place, ce am vrea să vedem noi, în primul rând. Și a venit Andrei Giurgia, care a zis, păi, filmul românesc, uite, are succes în afară, era Florin Șerban atunci la Berlinale, lua marele premiu. Cu Eu când vreau să fluier, Tudor Giurgiu, pe care noi din umbră așa l-admiram foarte tare pentru ceea și ce făcea la Cluj deja și așa mai departe. Și am zis, ok, adunăm 3 filme, 3 invitați, 3 seri și am mers așa cu 3-3-3 și am zis, uite, avem o idee de proiect. Și așa s-a născut Serile Filmului Românesc. I-am găsit un nume și țin minte, primul logo era cu 3 și ne-am jucat noi un pic din asta și ne-am dus ușor așa într-un clișeu, dar care ne-a purtat noroc. Atunci țin minte că ne-am dus spre tricolor, spre cele 3 culori, mă rog, eram foarte entuziaști. Practic, cifra 3 a fost ca o cifră magică, care v-ați luat. Da, pentru că am avut, cred că asta ne-a dat încredere că am avut foarte mare succes și aici nu departe la Cinema Victoria, fostul Cinema Victoria, noua sală a Unirii. S-au adunat peste 3500 de oameni care stăteau pur și simplu la coadă afară. Cred că ajungea coada până spre Apolonia și rupeau ușile la propriu pentru că și promovarea cred că a fost specială și era ceva nou pentru Iași și premiul pe care Florin Șerban l-a luat, dar și la Tudor Giurgiu, care era cu legături bolnăvicioase pe care lumea poate l-a mai și văzut, dar nu știu, a fost așa o emulație, o empatie față de filmul românesc și față de obiectivul nostru de a promova filmul românesc, încât cred că asta ne-a dat încredere până spre toate edițiile care au urmat. Corina, dar spunem sincer, în momentul în care ați pus bazele acestui proiect, v-ați gândit că va fi un real succes și că veți ajunge să organizați chiar și cea de-a 11-a ediție? Nu ne-am gândit. Adică noi am făcut-o exact ca un proiect în cadrul Festudis. Atunci așa am început. Ne-am dorit, adică visam să avem succes și să continuăm, dar n-a fost obiectivul ăsta să fie, nu știu, să facem, să ne vedem la 10-a, 11-a ediție, să facem din asta un stil de viață chiar, pentru că unii dintre noi practic s-au dezvoltat. Eu cel puțin sunt 80% din ceea ce sunt azi sunt datorită festivalului și a ceea ce am format în jur și a proiectelor care s-au dezvoltat după festival. N-am îndrăznit să ne dorim asta, să facem ca obiectiv, dar ne-am dorit foarte mult să promovăm filmul românesc și să deschidem marele ecran pentru public, pentru filmul românesc de autor, care era atât de cunoscut în afară și la noi. Adică aveam Mungiu, aveam Puiu, aveam atâtea văzuți la Cannes și la toate festivalurile și noi aici n-aveam nicio sală de cinema. Apropo de asta, unul dintre rezultate este că am început prin administrația locală, care a înțeles cât de mult contează partea asta. Am reușit să redeschidem prima sală de cinema de stat de după 89, adică când altele se închid, noi am reușit să aducem un fel de lobby în jur și prin invitați și prin toți oamenii care ne susțin să înțeleagă și cei de aici cât de important e și s-a deschis Cinema Ateneu și asta e una dintre realizări. Corina, te rog să ne spui care este cea mai dragă amintire a ta legată de acest festival. Cu siguranță ai foarte multe amintiri, dar cred că ți-a rămas ceva în suflet așa foarte adânc întipărit. Da, mie mi-a rămas foarte mult, în special mi-au rămas reîntâlnirile cu generațiile de aur și o să zic aici de gala Reconstituirea de pe la ediția a 5-a.
când i-am dedicat festivalul lui George Mihăiță și ei, neavând la reconstituirea unui cel mai bun film românesc regizat de Lucian Pintilie, neavând o gală la vremea lor pentru că era comunist, am făcut-o noi după 47 de ani și am adunat pe toți trei, Ileana Popovici, Vladimir Gheta și George Mihăiță, și a fost emoționant. Și mai este un moment foarte interesant cu Cristian Mungiu, când i-am dedicat ediția 8-a, practic s-a reîntors acasă. Și am refăcut momentul de la Cannes, când a luat Palme d'Orul pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Astea două îmi sunt foarte dragi și, bineînțeles, toate întâlnirile care deja încep să se replice, începe deja nebunia din ediția asta. Corina, este un an atipic, un an în care organizarea unui eveniment pare aproape imposibilă. Cu toate acestea, voi nu v-ați dat bătuți și ați organizat în continuare acest festival. Noi știm că acest festival trebuia să fie în vară, dar având în vedere situația actuală, s-a anulat. Cum va arăta ediția din acest an, într-un an sub semnul COVID-19? Este o ediție, în primul rând vreau să asigur pe toată lumea că am muncit triplu și am muncit în special la părțile astea care țin de regulile de prevenire a virusului, de transmitere, și vorbesc aici de adunatul partenerilor, de exemplu pe partea asta de igienizare, de protecție și așa mai departe. Și suntem o echipă mică, adică suntem 18 oameni în echipă și suntem chiar puțin pentru ceea ce se întâmplă și desfășurare. Ediția va fi, deja este cu surprize, să zic eu, pe care nu și le dorește nimeni și știe toată lumea că marele absent este Horațiu Mălăele în acest an și poate asta e partea tristă, dar cum vorbeam înainte de a intra în direct, poate că e partea care va aduna și mai multă empatie în jurul creației maestrului, pentru că până la urmă contează ceea ce a făcut, așa cum vorbeam și cu el la telefon și lui îi părea rău și spunea: bine, calmați-vă și gândiți-vă că lumea o să vină pentru film și o să ne revedem când o să mă fac bine. Și o să fie o ediție, zic eu, cu bucuria reîntâlnirii. Avem foarte multe evenimente speciale, avem atâția invitați speciali, avem atâția invitați care n-au mai fost la Iași, de exemplu, de 20 de ani. Spunea, aseară a ajuns Marina Voica, artista Marina Voica, și era atât de interesant cum lumea se oprește pe stradă, pur și simplu se oprea mașini să o salute, să... Da, e, deja a început și este foarte frumos, deci da, va fi, dincolo de și condițiile meteo, pentru că suntem în aer liber, vreau să fie o ediție a bucuriei, a reîntâlnirii. Ai pomenit de condiții meteo. Am văzut că în următoarele zile vor fi așa niște zile care mai plouase, niște zile specifice de toamnă. Da. Dar voi v-ați gândit dinainte și ați pregătit și un plan B pentru un asemenea caz. Da, Corina, te rugăm să ne reamintești, pentru că suntem aproape de finalul discuției noastre. Unde și la ce oră va avea loc gala de deschidere a celei de-a 11-a ediție a Festivalului de Film Românesc și ce vor putea urmări iubitorii de film, cinefilii, în prima seară? Ne-ai atins unde ne doare. Tocmai ne-am întâlnit de dimineață la o ședință așa de organizare și deja suntem în Piața Unirii, unde se va desfășura gala, practic kilometru zero, îi spunem noi, al festivalului. Aici am gândit toate seriile importante cu premiere și va începe pe 30 septembrie, miercuri. Ne-am uitat și noi la meteo. Miercuri e așa cu averse. Ne pregătim planul B și toți cei care și-au luat bilet o să fie anunțați de partenerii noștri de la Eventbook în caz că trebuie să facem asta și planul B e tot prin Piața Unirii, dar o să afle detalii mai multe și pe pagina noastră Serile Filmului Românesc. Va trebui să găsim, dacă se întâmplă să plouă, de exemplu, vorbeam cu colegii mei, hai să ne calmăm, să găsim soluții și va trebui să găsim soluții și tehnice și empatice pentru public. Din cel mai rău să scoatem cei mai buni, poate, și atunci nu ne vom mișca prea mult. Surpriza va fi spusă, cred, chiar în ziua de miercuri, că am zis să fie și o surpriză, dacă tot trebuie să ne reorientăm. Și vom avea avant-premiera filmului Luca, cel mai recent film al lui Horațiu Mălăele. Și vor veni invitați la Iași, cum e Ișvan Teglaș, care joacă în film, Rodica Mandache, Irina Margareta Nistor, Mihai Groiasandu, Andy Vasluianu. Deci în prima zi va fi și o conferință de presă care deschide ziua la ora 12, cu o grămadă de invitați din film românesc. Și ne place că tot timpul e așa o conferință atipică, la care lumea chiar stă și discută și se bucură de reîntâlniri, la care vă așteptăm și pe voi. Corina, îți mulțumim tare mult că ai fost prezentă în această dimineață alături de noi. Ce să vă zic, mult succes și sunt sigur că veți face o treabă foarte bună, așa cum ați făcut și în edițiile anterioare. Așadar, doamnelor și domnilor, 30 septembrie, 4 octombrie 2020, Festivalul Serile Filmului Românesc pentru dumneavoastră. Acum noi
mergem mai departe și revenim în direct cu rubrica Apărut o carte. Film după film, spectator după spectator, replică după replică, cinefil după cinefil, voluntar după voluntar, invitat după invitat. Știu că iubiți filmul românesc. Horațiu după mălăele. Și de la capăt. Noi facem parte dintr-un stol pe care nu l-ați cunoscut, al cocorilor de jertfă. Ediția 11-a, 30 septembrie-4 octombrie 2020. Iași.